Bun găsit la jurnalul TV Sud. Gorjul a fost lovit ieri de un alt cutremur mult mai puternic, de 5,7 grade, dar și de replici înspăimântătoare. Mai multe blocuri și instituții publice din municipiul Târgu Jiu au fost serios avariate, iar unii gorjeni au ajuns la spital. Familii cu copii au fugit aseară din oraș, iar cei care au rămas în Târgu Jiu au făcut noapte albă de teama unui nou seism. Gorjenii au trăit ieri momente de groază în timpul cutremurului. Persoane de toate vârstele și mame cu copii în brațe au ieșit speriați în stradă. Structura mai multor blocuri din orașul Târgu Jiu a cedat. Eram chiar în centru la o terasă și buluc au dat pe uși, care ușile se închideau, se deschideau și au intrat cu copiii să intre prin geamuri. Am rămas înțepenită în locul respectiv, m-am gândit, Doamne, ce se întâmplă? Nu eram afară, eram cu o vecină mai în vârstă. Am văzut că ieșeau cu copii, țipau, dar eu, că am o vârstă, nu mi-am dat seama că e cutremur, că am văzut că banca fuge, dar nu mi-am dat seama că este cutremur. Până am văzut că iasă locatarii care mai sunt pe aceea cu copii, țipau, atunci mi-am dat seama că ceva cutremur. Când am intrat eu aseară, la 6 am intrat, era aici numai moluz, să vede, topi mizerie, dar a făcut femeia peste. Da, crăpata ci. Multe persoane nu au mai avut liniște în propriile case nici după cutremură, deoarece au fost înspăimântați continuu de zecile de replici. La ora 4 mă încurcam. Da, încercam, mă trezeam, mai pe și aplicația care e și Piu ia într-una. Oamenii caută panicați un loc de refugiu în afara orașului Târgu Jiu, însă mulți nu au unde să fugă. Unii și-au luat deja măsuri și așteaptă cu frica în sân. Nu am unde. Deci e singura locuință de aici și nu avem unde să ne ducem, care nu avem, care au avut, într-adevăr, au plecat, sunt parcările goale, mașinile au plecat la țară, la prieteni, la rude, la cunoștințe. V-ați făcut așa, nu știu, un bagaj? Da, aseară chiar mi-am făcut, în afară de actele care se spune ca să le luăm, necesități de mâncare, apă. Astăzi mă duc să iau lanternă. Cutremurul de ieri s-a produs la orele 15 și 16 și a fost cel mai puternic din ultimele 3 zile. O femeie de 68 de ani din județul Gorj s-a făcut rău ieri după cutremur și a ajuns imediat la Spitalul Județean de Urgență din municipiul Târgu Jiu. Zdruncinătura puternică a pământului i-a pus capac, aceasta suferind complicații grave după un infarct mai vechi. Medicii au încercat să o transfere la un alt spital din capitală, dar eforturile lor au fost în zadar. Femeia avea nevoie urgent de operație, dar medicii de la spitalul din Târgu Jiu au fost depășiți de situație și au încercat transferul pacientei, dar fără succes. În jurul orei 19:30, la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu, a fost adusă o pacientă de 68 de ani care a acuzat dureri abdominale intense, iar la scurt timp a suferit un episod sincopal cu insuficiență respiratorie acută fiind intubată. Pacientei s-a efectuat computer tomograf la craniu, torace, abdomen și pelvis, medicii stabilind diagnosticul de anevrism rupt de aortă toraco-abdominală. Pacienta era cunoscută cu afecțiuni cardiace, fiind hipertensivă și având în istoricul medical un infarct miocardic vechi. S-a încercat transferul la Spitalul Clinic Floreasca, însă cazul era depășit chirurgical, adică nu se mai putea interveni chirurgical pentru a o salva. Pacienta a fost transferată la secția ATI, iar la ora 6:25, în cursul dimineții de astăzi, 15 februarie, a intrat în stop cardiorespirator și nu a răspuns manevrelor de resuscitare cardiopulmonară, fiind declarat decesul. O cunoștință a victimei a povestit îngrozită spaima trăită la cutremur, afectată fiind și de moartea subită a femeii. A fost oribil. Oameni pensionari, bolnavi, singuri. A fost un șoc foarte puternic și pentru noi, și care am mai cunoscut, și pentru copii care nu știau ce a fost. Toată noaptea n-am dormit, că au fost foarte mici, dar totul s-au simțit. Că de-aia vorbeam cu ceva, că o doamnă de panică și de teamă a plecat la o prietenă și până la spital a murit. Mai mulți gorjeni au ajuns ieri la spital cu răni și atacuri de panică după ultimul seism puternic de 5,7 grade.
Cel mai mare cutremur din zona Olteniei a făcut ieri și alte victime în județul Gorj. Mai multe persoane au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce au suferit răni și atacuri de panică. Speriați și de frica unui nou seism, 10 de pacienți internați, printre care mame cu copii, au cerut imediat să plece acasă pe răspunderea lor. După ce pământul s-a liniștit, mai mulți gorjeni au fost afectați serios din cauza cutremurului și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Una dintre victime este un angajat al primăriei Târgu Jiu. După cutremurul de ieri, la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean s-a prezentat un bărbat de 43 de ani care fusese rănit de o bucată căzută din tencuiala instituției unde lucra. Era angajat al primăriei Târgu Jiu. A avut un traumatism cranian minor și nu a avut nevoie de internare. La scurt timp după cutremur a mai venit o femeie în vârstă de 32 de ani care a alunecat în casă în timpul cutremurului și și-a fracturat coloana, dar nu a fost o fractură gravă și nu a avut nevoie de internare, se va reface la domiciliu. De asemenea, am avut și 5 prezentări ale unor pacienți cu atacuri de panică, care au primit îngrijirile necesare la UPU și au mers către casă. La 18:30, la câteva ore bune de la primul cutremur, cel care s-a resimțit foarte puternic, a fost adusă la UPU o femeie în vârstă de 85 de ani cu luxație de șold și umăr. Femeia a rămas internată la ortopedie. Dumnea ei, din ce ne-a povestit fica sa, a căzut în timp ce încerca să iasă din casă. S-a prezentat de asemenea și un bărbat în vârstă de 55 de ani care a sărit de la etajul 1 în timpul cutremurului de frică și și-a fracturat piciorul. Nici acesta nu a rămas internat, de fapt dumnealui a refuzat internarea după ce i-a fost pus piciorul în gips. La ora 19:45 am avut un nou pacient cu atac de panică, iar la ora 23:28 o nouă pacientă s-a prezentat cu un atac de panică după replicile care s-au resimțit în seara trecută. Au fost și pacienți care au cerut externarea după ce au trăit spaima vieții. Vorbim despre 3 externări la cerere de la secția medicală de la Spitalul 700, o externare la boli infecțioase la pasarelă, un pacient de la urologie a cerut să meargă acasă și am mai avut și 7 mame de la secția de pediatrie care au mers acasă. După replica înregistrată la ora 22:30, la pediatrie s-au mai externat încă 9 mămici și copiii lor. În total, 21 de persoane internate au părăsit spitalul din Târgu Jiu de teama unui nou seism. Gorjenii care au ajuns astăzi la Direcția de Evidență a Persoanelor din municipiul Târgu Jiu s-au lovit de uși închise. Instituția și-a suspendat activitatea după ce clădirea a fost serios avariată de cutremurul de ieri. Însă, serviciul a fost mutat în altă locație din oraș până când vor fi reparate stricăciunile. Deocamdată buletinele sunt stopate, activitatea, clădirea este în evaluare. Vedem în cursul zilei de astăzi, o să vă transmitem și pe canalele media și o să punem și afișe. Momentan este sistată activitatea de lucru cu publicul, tocmai pentru a nu vă pune în pericol ca urmarea cutremurilor din zilele trecute. Sperăm noi că în cursul zilei de astăzi expertul va evalua instituția. Și veniți fără pe ăsta, vă vom prela chiar dacă ați avut programare, nu pierdeți, vă vom reface. Da, bine, să trăiți. Sănătate. Persoanele care au avut nevoie să-și schimbe documentele de identitate și au făcut drum la Direcția de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu nu au știut că instituția este închisă astăzi. Doamnă că n-a anunțat. Nu a știut. Nu, de unde să știi? A venit să schimbați buletinul? La copil, da. Se mută serii. A fost afectat de cutremur și se mută. Da. Conducerea instituției a anunțat că o parte din angajați au fost mutați lângă primăria Târgu Jiu pentru a rezolva mai repede solicitările urgente. Vom asigura în această perioadă tot ceea ce este parte de urgență, privind actele de stare civilă, respectiv naștere și decese, într-un spațiu amenajat vis-a-vis de primăria municipiului Târgu Jiu. Zeci de enoriași din municipiul Târgu Jiu au rămas fără locul de rugăciune. Una dintre cele mai importante lăcașuri de cult din oraș, Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fost grav afectată de cutremurul puternic de ieri. Crăpăturii mari au apărut în structura uneia dintre turle, iar pericolul de prăbușire este mare. Partea de sus a bisericii a fost serios avariată de seism, iar lăcașul de cult a fost închis pentru public din cauza pericolului. Unul dintre enoriași și-a pus mâna la gură de uimire când a văzut stricăciunile. Următoarele slujbe religioase vor fi ținute în aer liber. Am fost sunat de către cântăreți să vin să văd că una dintre turile s-a fisurat, așa cum se vede acolo mai sus.
Am anunțat autoritățile, au venit și au delimitat zona aceasta pentru siguranță, au fost mutate mașinile din prejurul bisericii și acum așteptăm să vină reprezentanți de la ISU care să realizeze o expertiză. O să vedem cum ne organizăm pentru sâmbătă, probabil că de vineri seara o să scoatem câteva măsuțe pliabile care să le punem aici dincoace de zona de siguranță. Și pentru duminică, tot așa, o să facem... Cred că tot afară. Sigur, tot afară. O să amplasăm cortul mobil pe care îl avem. Un preot vede un semn divin după dezastrele naturale care s-au abătut asupra județului Gorj. Enoriașii sunt dezamăgiți de cele întâmplate. Nu există nicio explicație, sau cel puțin eu nu pot să dau nicio explicație pentru aceste evenimente. Poate că Dumnezeu vrea să ne mai trezim puțin la realitate. Ce trebuie să facem, părinte? Păi... În perioada aceasta, pe partea duhovnicească, poate ar trebui să întețim puțin rugăciunea și să încercăm cumva să ne dăm seama că toate lucrurile acestea care se petrec au cu siguranță o însemnătate. Și ați rămas fără biserică aici? Cu ajutorul lui Dumnezeu, cred că putem să le trecem pe toate cu bine. Ne rugăm la Dumnezeu să ne ferească, să nu mai fie, să nu se mai repete. Ne pare rău că tocmai Sfânta Biserică a fost afectată. Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel este o construcție veche din secolul al XVIII-lea. Nereguli grave ies la iveală la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din municipiul Târgu Jiu după ce a fost închis la începutul anului. Instituția funcționa fără avizul pentru securitate la incendiu pentru o parte din clădire, ceea ce ar fi putut pune în pericol actorii și zecile de spectatori. ISU Gorj a impus măsuri de remediere încă de anul trecut, însă nu au fost respectate de instituție. Suspendarea activității teatrului din Târgu Jiu la începutul anului a picat în plină stagiune, iar piesele se joacă acum în alte locații din oraș până la remedierea problemelor. În sfârșitul lunii decembrie, înainte de preluarea mandatului, teatrul i-a fost suspendată activitatea, în sensul că a fost închis pentru public de către ISU, deoarece teatrul nu deține avizele legale pentru a funcționa. Teatrul Elvira Godeanu nu deținea autorizație de securitate la incendiu pentru o parte din clădire. Noi i-am notificat pe dumneavoastră anul trecut că trebuie să-și obțină autorizația de securitate la incendiu pe tot ansamblul de clădire, iar dumneavoastră s-au conformat și au considerat că este necesar să efectueze lucrări de modernizare pentru toată clădirea și să-și obțină o autorizație de securitate la incendiu pentru tot ansamblul de clădire. Abia după ce teatrul a fost închis de ISU Gorj, conducerea instituției a luat măsuri. Eu, la momentul preluării mandatului, la 1 februarie, am găsit deja documentația tehnică, să spun așa, proiectului tehnic realizat. Mi-aș dori ca în martie să rezolvăm în luna aceasta, februarie, tot ce ține de documente și la martie să începem. Sistemele pentru securitate la incendiu vor fi montate în toată clădirea instituției publice. Probleme mari la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Singurul medic de la cabinetul de cardiologie din policlinică nu mai face față numărului mare de solicitări. Cei care au nevoie de o programare au de așteptat și 2 luni de zile. Conducerea unității spitalicești face demersuri pentru a rezolva această problemă. Aproape 20 de pacienți ajung zilnic la cabinetul de cardiologie a spitalului din Târgu Jiu, iar lista de așteptare este lungă pentru o programare. Șefii unității spitalicești au găsit o soluție pe care vor să o implementeze curând. Probleme sunt atunci când vin pacienți noi. De obicei se așteaptă o lună, două, poate chiar mai mult, depinde cum avem locurile libere. Situația este cam aceeași peste tot, pentru că sunt puțini medici cardiologi și foarte, foarte mulți pacienți cu probleme cardiovasculare. Încercăm în primăvara acestui an să facem și a doua tură, tocmai pentru a scurta lista de așteptare. Avem pacienți care vin la acest cabinet pentru consulturi medicale, pentru eliberarea rețetelor și scrisorilor medicale și asta înseamnă că trebuie să vină din 6 în 6 luni sau la un an. Situația este îngrijorătoare și pe secția de cardiologie. În cursul anului trecut am avut peste 1700 de pacienți internați, iar de la începutul acestui an și până în prezent am avut internați 230 de pacienți. Unele persoane preferă să meargă la clinicile private din cauza aglomerației, chiar dacă trebuie să scoată mai mulți bani din buzunare. Nu e scump la privat? Doamna, nu știu, sănătatea nu prea are preț. Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de mortalitate în întreaga lume.
Lumea culturii din județul Gorj a fost cutremurată de un anunț trist. Actorul și cel care a pus bazele teatrului din municipiul Târgu Jiu, Marian Negrescu, și-a dat demisia după 10 de ani de activitate. Acesta a luat decizia radicală după ce în fruntea instituției s-a instalat actrița Mariana Ghițulescu. Marian Negrescu a luat decizia cu amărăciune în suflet și a făcut anunțul public pe pagina lui de socializare. Acesta este nemulțumit de planul de activitate al noului director de la Teatrul Elvira Godeanu Târgu Jiu, instalat în funcție la începutul acestei luni, cu care a refuzat orice dialog. Doar așa un pic, având în vedere că e cumva și copilul meu, că na, atunci știți cum e, acum 30 de ani nu se îmbunzea nimeni să se facă director, dar că nu era nimic. Dar ideea este că cea mai importantă, de fapt, dintre toate, asta trebuie să fie foarte clar, este aceea că am construit un lucru pentru 100 de ani în Târgu Jiu. Faptul că, așa cum se preconizează, el se va duce mai mult spre zona de teatru pentru copii, nu am niciun fel de comunicare de niciun fel cu noul director. De niciun fel. Sunteți certați? Adică ați avut... Nu vreau să comentez asta, pentru că, din punctul meu de vedere, e o persoană cu care eu n-am empatizat niciodată. Actorul gorjan își va continua activitatea de o viață la Teatrul Național Aureliu Manea Turda din județul Cluj, acolo unde el a declarat că s-a simțit apreciat și respectat pentru munca sa. Având în vedere că eu colaborez cu Turda de 5 ani de zile, m-am făcut să mă îndrept către ei. Proaspătul director al teatrului din Târgu Jiu, Mariana Ghițulescu, nu a dorit să comenteze afirmațiile fostului angajat și coleg de scenă. Și acum urmează grupajul de știri pe scurt. Activitatea de relații cu publicul a instituției prefectului județului Gorj, precum și a celor două servicii comunitare, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Gorj și Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Gorj, va fi reluată începând de mâine, 16 martie. Se reiau de asemenea și programările la cele două servicii comunitare. Accesul în Palatul Administrativ se va face pe la poarta B dinspre Parcul Central și poarta C dinspre Casa Gănescu, intrarea principală dinspre piața prefecturii fiind restricționată. Jurnalul TV Sud a ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!